În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când te-am văzut, Doamne? Iubiți credincioși, Sfinții Părinți au rânduit ca acum când lăsăm sec de carne în vederea postului celui mare, a ne așeza înainte una dintre cele mai tulburătoare realități. Realitatea de dincolo, și anume momentul dintre cele două lumi, lumea actuală și lumea de dincolo. Și anume, ni se spune că Mântuitorul, înconjurat de apostoli și de ucenici, le-a spus: când va veni Fiul omului într-o slava sa, va despărți pe oameni așa cum desparte păstorul oile de capre și va așeza oile de-a dreapta și pe capre de-a stânga. Și va spune celor de-a dreapta: veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția cea gătită vouă de la încă de la întemeierea lumii. Pentru că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, bol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță și a venit la mine. Și aceștia vor răspunde: dar Doamne, când te-am văzut flămând sau gol, sau însetat, sau în temniță și am venit la tine? Și a spus: întrucât ați făcut acestea fraților mei mai mici, mie mi-ați făcut. Apoi se va întoarce către cei de-a stânga și le va spune: plecați de la mine, blestemaților, în focul ghienei gătit vouă și diavolilor mai înainte de veci. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să beau, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, însetat am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Și în temniță și bolnav și nu m-ați cercetat. Și atunci și aceștia vor întreba: dar când te-am văzut, Doamne? Flămând sau gol sau însetat sau în temniță sau bolnav și nu ți-am slujit ție? Și Mântuitorul le răspunde la fel: întrucât nu mi-ați făcut și n-ați făcut unora dintre acești frați prea mici ai mei, nici mie nu mi-ați făcut. Mergeți și spune: s-au dus cei de-a stânga la chinurile cele veșnice, iar cei de-a dreapta la bucuria veșnică. Iubiți credincioși, nu știu cu ce ochi sau cu ce urechi vă gândiți la această cuvântare a Mântuitorului, dar eu încă de când eram la seminar credeam că este cea mai dură cuvântare pe care cineva mi-ar da-o să o țin în fața oamenilor. Și iată că au trecut mai bine de 20 de ani de când mă străduiesc ca preot să deslușesc înțelesul adevărat al acestei mari lucruri, acestui adevăr. Pentru că nu pot nici măcar să vorbesc despre o parabolă. Mântuitorul nu a spus: era un păstor care a despărțit oile de capre. Nu. Zice: când va veni Fiul omului. Deci este vorba de o realitate. Și mă gândeam așa, mai ales că prin anul 4, profesorul de la Catedra de Omiletică spunea: aveți grijă cum vă alegeți motoul cu care începeți o cuvântare. Nu cumva să începeți, cum am auzit un fost elev de-al meu, zice: plecați de la mine, blestemaților, căci gol am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Adică vieții oameni, după ce că se adunau pe lângă păstorul lor, erau alungați și blestemați. Apoi mă gândeam așa, mai încoace, când au venit tot felul de drepturi ale omului și ale animalelor, zic: să vezi acum ce o să intre biserica încet, încet în conflict cu vreun ONG care să zică: păi bine, de ce sunt caprele de-a stânga și oile de-a dreapta? Și am luat pe toate părțile și întotdeauna îmi ieșea că această cuvântare este una dintre cele mai grele. Și iată că astăzi vă spun că este șansa mea să vă spun despre ce este vorba, măcar până peste încă 20 de ani de preoție, când îmi va da Dumnezeu, cred că, o lumină și mai importantă decât cea de astăzi. Fraților, de ce se pune accent numai pe lucrurile rele? Sau credeți că a inventat televiziunea lucruri rău? Nu, nu. Asta a fost pornirea omului dintr-un început. Atunci când Cain și-a ucis fratele, i-a cerut lui Dumnezeu să îi ia semnul ucigașului.
Acum, psihologia modernă spune că semnul ucigașului stă în privire. Și Dumnezeu a întrebat, dar de ce? Ce, pentru că oricine mă va prinde, mă va ucide. Vedeți, n-a cerut de la Dumnezeu iertare, n-a cerut de la Dumnezeu să îl lase să-și vadă treaba lui, nu. El vedea deja ce se va întâmpla rău pentru el, ceea ce s-a și întâmplat. Dar nu din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza lui. Iubiți credincioși, ca să înțelegem mai bine despre ce vreau să spun, că accentul se pune pe lumea aceasta, am să vă spun și eu o scurtă istorioară. Se spune că odată doi frați și-au împărțit în mod egal pământul moștenit de la tatăl care a plecat la cele veșnice și l-au împărțit atât de egal, ca să zic așa. Știți că înainte vreme împărțitul unui bun se făcea în două feluri, frățește și tovărășește. Adică frățește era pe jumate și tovărășește una ție, una două mie. Două ție, una două mie. Ei bine, acești frați însă au împărțit pe jumătate. Dar după ce au luat recoltă un an de zile după acel pământ, pentru că frații erau ei frați, dar unul era însurat, avea soție și avea și 5 copii, iar celălalt nu era însurat. Și cel neînsurat a zis, dar nu este drept, Doamne, adică eu să iau jumătate și fratele meu care are și soție și copii să ia tot jumătate. Și fără să-l anunțe pe fratele său, a început noaptea să care din depozitul lui cât un sac, cât un sac de grâu să-l ducă dincolo. În aceeași noapte însă fratele celălalt a spus, Doamne, dar nu e drept deloc. Cum adică eu, care am soție, am 5 copii, să împart jumătate cu fratele meu care este singur? Păi eu, bine mersi, o să am nepoți, o să am gineri, o să am nurori, o să aibă cine să aibă grijă de mine, dar fratele meu ăsta care e singur și o să rămână singur, cine o să-l ajute pe el? Așa că a început să care cât un sac, cât un sac de grâu în depozitul fratelui. Și se spune că a durat asta până când, la jumătatea drumului, s-au întâlnit cei doi frați, fiecare cu câte un sac. Și aici s-a oprit povestea. După ani și ani, atunci când satul acela s-a mai întărit, au vrut să facă o biserică și toți spuneau povestea cu cei doi frați din moși strămoși. În momentul acela s-au gândit că locul cel mai nimerit să zidească o biserică era cel în care s-au întâlnit cei doi frați. Iubiți credincioși, asta este lumea de dincolo. O lume frumoasă. Și astăzi, dacă ne tulbură oarecum sentința Mântuitorului, care avertizează că dacă n-am făcut acestea sau acestea, vom intra la scrâșnirea dinților, să știți că aceasta este o parte a icebergului. Ce contează cel mai mult este dragostea. Exact ce a contat în gândurile celor doi frați care s-au iubit până la capăt. Și fără să bată toba, cum zice românul, au făcut după dragoste. Iar încă un lucru și mai interesant. Astăzi Mântuitorul, când vorbește despre judecata de apoi, nu ne spune că se va împărți lumea în două, adică între cei ce cred și cei care nu cred, între cei care vin la biserică și cei care nu vin la biserică, între cei care au îndeplinit ceva sau altceva. Nu. Se împarte lumea în cei care au iubit și iubesc și cei care nu au iubit și nu iubesc. Pentru că, vedeți, și de o parte și de alta, întrebarea celor două categorii a fost aceeași. Când te-am văzut, Doamne? Primii, adică cei care au și făcut lucruri frumoase, au întrebat în sensul că nu cumva Mântuitorul să-i fi confundat, cumva. Zice, mă, dar eu sunt trecut aici de-a dreapta pentru că a fost numărătoare, așa mai m-a prins și pe mine. Poate că ăștia l-au văzut pe Dumnezeu, l-au îmbrăcat, cine știe ce au făcut, au cântat slave, au fost ceva de capul lor. Și toți au întrebat, dar când te-am văzut, Doamne? Pentru că pe Dumnezeu, de fapt,
îl vedem și nu-l vedem. Chiar cineva a întrebat pe un maestru al său, ce să facă? Ar vrea și el să aibă mai multă vedere duhovnicească. Și atunci învățătorul său i-a spus, pentru tine am două vești, una rea și una bună. Acum el a fost tentat să întrebe de aia rea pentru că să scape de ea. Și care e vestea rea? Păi vestea rea este că nu poți să vezi duhovnicește. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Și zice, bun, da, atunci cea bună care este? Vestea cea bună este că vederea duhovnicească este un dar care vine de la Dumnezeu. Trebuie să știm că ne aflăm exact în fața celor două cete. Dar apropo de cete, știți că prima diviziune în lumea credinței între oameni a fost făcută de către farisei. Au zis farisei, după cum au venit în templu să se roage, zice, Doamne, mulțumesc că nu sunt ca aceștia. Răpitori, răi și așa mai departe. Și cealaltă lume. Va să zic că lumea e împărțită în două, farisei și ceilalți. Și cineva a întrebat, zice, bine, bine, dar cine sunt fariseii? Cei care au făcut categorisirea. Atunci când simțiți că cineva vă așează de-a stânga sau de-a dreapta, să știți despre cine este vorba. Dar noi să revenim la oile noastre. Vedeți că aici își are esența și vorba cu oile. Spuneam mai devreme că eram preocupat odinioară dacă nu cumva ne dă în judecată vreun ONG. De ce oi și de ce capre? În primul rând pentru că oile și caprele sunt animale, dar sunt diferite. Oile sunt blânde și spre deosebire de ceea ce se spunea în manualul nostru de zoologie de mult apuse, că n-ar avea minte, să știți că au minte foarte ascuțită. Nu vă puneți cu oaia, știe ea ce face. Mai este o vorbă care avantajează oaia, zice, unde oaia dă lapte, vaca moare de foame. Așa că nu vă puneți cu inteligența oii, ea este dotată cu de toate. Important este că s-au așezat caprele de-a stânga pentru că, prin definiția lor și printr-o fină observare, nu trebuie să fii acum cercetător ca să vezi care este mai cu minte, oaia sau capra. Dacă sare masa capra, știți că iada sare casa, e cam despre aceste categorii este vorba. Dar este important să venim la categoriile noastre, dar nu categoria așa, fariseu și restul lumii, ci din ce categorie facem noi parte. Când l-am văzut pe Dumnezeu? Și Mântuitorul ne spune că nu e nevoie să-L vedem. Nu e nevoie să-L vedem. Pentru că zice, întrucât ați făcut unor frați mai mici, mie mi-ați făcut. Dar noi în ce lume trăim? Și ca să vă lămuresc în ce lume trăim noi, am să vă spun încă o frumoasă istorioară. Pe malul unui lac de lângă casa unei familii care avea un copilaș, se aciuiase de multă vreme o broască țestoasă. Într-una din zile, copilașul a văzut broasca, ca să zicem așa, cu roțile în sus. A încercat să o întoarcă, a întors-o, dar a văzut că nu mai mișcă. Și a început un plâns care a durat câteva ore până când tatăl l-a văzut acolo și l-a întrebat de ce plângi. Și uite, mi-a murit broasca. Și acum tatăl nu putea să facă greșeala pe care o fac în general oamenii, ce lasă, ne luăm alta. Nu. L-a luat, l-a mângâiat, l-a pupat, între timp a gândit soluția și zice, uite ce facem. Măcar să-i aducem un ultim omagiu. Ne ducem, confecționăm o cutie frumoasă, o capitonăm, îi punem o pânză roșie frumos, adunăm toată familia și pe domn primar cu tricolorul și facem o procesiune în jurul lacului și să săpăm o groapă și o mormântăm acolo. Zi și făcut, a adunat omul în câteva ceasuri și pe primar și cu steagul în frunte și cu diagonala au mers în procesiune frumos cu cutia respectivă la broască să o ia să o mormânteze. Și când au ajuns acolo, broasca nicăieri.
Vroasca adică iertat. S-au uitat însă pe lac, parcă le făcea în ciudă, era în mijlocul lacului și bolborosea pe acolo. Și atunci copilul a încetat să mai lăcrimeze și atunci a spus: haide să o omorâm. În lumea asta trăim noi. Dacă ne-am propus să facem ceva, trebuie să ne ținem de acel ceva. Dacă noi ne-am propus să fim credincioși, apoi batem metanii, tată, adică facem acatiste, facem, nu zic că nu sunt rele, Doamne ferește, dar trebuie să știm că Dumnezeu ne cere partea practică. V-am mai spus că m-am mai certat cu câteva enoriași și fiice de-a mei duhovnicești. Pe unele le văd încă și înseamnă că au înțeles ceva, pe altele nu mai văd, probabil că au înțeles de la altcineva, pe care le-am întrebat așa, le-am văzut, eu veneam miercuri dimineață, când eram eu mai tânăr, veneam pe la 2-3 noaptea și le vedeam, stăteau și ele în biserică, miercuri, vineri, sâmbătă, duminică. Mă, după 2-3 sezoane de astea, le-am întrebat, mă, da, acasă totul e în regulă? Ce vreți să spuneți? Bă, îl praf, e șters, copiii au mâncat, soțul are cămașa călcată. Cum adică? Ce vrei să spuneți? Bă, te întreb pentru că soția mea își permite din când în când duminica să vină cu mine, pentru că are atâta treabă și noi nu suntem decât noi doi și doi copii. Acum bine, a venit și nepoata. Deci... Și bineînțeles v-am spus, unele au mai rămas pe aici, altele n-au mai rămas. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Ca totul să meargă bine, apoi să facem și celelalte lucruri duhovnicești. În primul rând, vom trece dincolo cu ceea ce facem, nu cu ceea ce gândim frumos. A, am văzut pe cineva care foarte, foarte grijuliu a luat un cerșetor și a pus mâna pe cap și l-a mângâiat. Zice, vai, dar nu ți-e frig, dar nu ți-e foame. Asta, da. Du-te și îngrijește-te. Și a plecat. Asta e lumea în care trăim. De altminteri, să știți că lumea în care trăim este o lume foarte interesantă, dacă știm să o luăm parte interesantă. Se spune că odată o doamnă a fost interpelată de un vecin de-al ei și a spus, vai de mine, dar ce nepot frumos aveți. Asta nu-i nimic, se vede fotografiile. Fraților, noi trăim într-o lume confecționată de noi și trebuie să o confecționăm bine. Dacă stăm numai la aparențe, n-am făcut nimic. Înseamnă că întrebăm când te-am văzut, Doamne. Bine, întrebarea o pun și nemernici, o pun și ceilalți care au făcut ceva. De aceea, mesajul meu pentru astăzi este să nu mai întrebăm pe Dumnezeu când te-am văzut, Doamne, pentru că pe Dumnezeu îl vedem mereu. Îl vedem în tot ceea ce se oglindește în creația Lui. Îl vedem în tot ceea ce mișcă pe lângă noi. Și atunci, dacă tot îl vedem, nu suntem în stare să-L vedem și în cerșetorul ăla. Pentru că a vedea pe Dumnezeu, am spus, este un dar. Dar darul acesta vine la cel care caută. Se spune că odată era un orb care cerșea. Și era învățătorul și cu ucenicul. Și ucenicul nu s-a uitat la orb. Și învățătorul i-a zis, mă, n-ai un ban la tine? Ba da, păi zice, du-te și dă-i orbului ăla, că-i cerșește, tu nu vezi că n-are. Și bineînțeles că s-a dus ucenicul și i-a dat un ban. Și când s-a întors, era foarte nedumerit că învățătorul lui s-a uitat urât la el. Și zice, da ce? Zice, da, n-ai dus mâna la pălărie, nu l-ai salutat, așa cum trebuie să facă oricine, dă cuiva ceva. Zice, nu te supăra... Învățătorule, dar ăsta este orb. N-avea cum să mă vadă că n-am ridicat mâna la părărie. Zice, dar dacă era un șarlatan, nu se știe niciodată. Trebuie să luăm lumea așa cum este. Și dacă avem un ban în buzunar, să-l dăm, dar cu demnitate. Și să nu-l facem pe cel care îl primește, să se simtă umilit. Se spune că odată un dregător mare a ajuns la premier și să-l roage să fie așezat pe o funcție și mai înaltă. Acum, tot așa cum e cu clientela, cu una cu alta, premierul i-a spus-o franc, zice, băi, nu pot
să-ți dau ceea ce mi-ai cerut. Funcția e pentru altcineva, dar pot să te ajut cu ceva. Uite, îți dau voie să spui prietenilor tăi că eu te-am rugat să iei funcția aia și tu n-ai vrut. M-ai refuzat. Binele se poate face în atât de multe moduri, încât astăzi la întrebarea unde te-am văzut, Doamne, sau când te-am văzut, Doamne, trebuie să știm că Dumnezeu stă și în intenția noastră și în dorința noastră. Dar nu trebuie să amânăm lucrurile. Sau să spui, bagi mâna în buzunar, bă, când oi fi eu bogat, o să ajut pe cutare sau pe cutare. Nu putem să facem calcule de genul acesta. Pentru că dacă nu facem antrenamentul de a da, atunci când suntem săraci, n-avem cum să învățăm să dăm atunci când vom fi bogați. Pentru că nu se poate. Când vom fi bogați, o să pățim ca cel care a vrut să ajute un schit. S-a dus la schit și a zis, eu am să vă dau $1,000,000. Acum vă imaginați că suma era sumă și a zis, nu, să vină Părintele Stareț, să vină Părintele Stareț. Zice, da, despre ce e vorba? Ce vedeți că dumnealui vrea să ne facă o donație. Da, despre ce e vorba? Păi să vă dau pentru schit $1,000,000. S-a uitat așa, le zice, cred că am să accept donația dumneavoastră. Și a plecat. Fiind zis că a rămas omul, cum adică a plecat? Adică nu mi-a mulțumit, n-a bătut metanie, n-a întrebat cum mă cheamă, n-a făcut un proces de, să-mi dea un certificat de ctitor, de ceva. Și bineînțeles că starețul a auzit că mergea în urma lui. Și am tot zice, da, mai e ceva? Zice, nu, părinte, dar sunt nedumirit. Cum adică? Zice, păi, da, e vorba totuși, eu sunt bogat, dar și pentru un om bogat, $1,000,000 e ceva. Zice, da, și? Păi și nu mi-ați mulțumit. A, nu, eu credeam că cel care dă trebuie să mulțumească. Fraților, problema este următoarea. Dacă vrem să ne scutească Dumnezeu de întrebarea unde te-am văzut, Doamne, și când, trebuie să facem lucrurile pe care putem să le facem. Dacă tot putea omul să dea banul ăla, de ce a mai trebuit să-și strice și buna intenție și probabil și armonia cu sinele, așteptând mulțumiri? Iubiți credincioși, duminica de astăzi este o duminică deosebită. Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, așa cum scrie Înfricoșător în calendare, este duminica veștii celei bune. Vestea cea bună este că nu putem să facem nimic. Este un dar de la Dumnezeu. Pentru că vestea cea rea este aceeași. Să ne dea Dumnezeu să învățăm să trăim frumos. Să învățăm să depășim orice și să nu mai așteptăm, cum zicea Părintele Arsenie, Tată, numai, voi credeți că Dumnezeu numai la cerșetorile dă, dă, Doamne, dă, Doamne. Trebuie să fim atenți că Dumnezeu vrea eroi. Vrea să mai facem și noi câte ceva. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.